Iașul este cel mai premiat oraș din România. Și asta s-a făcut datorită vouă, care ați avut forța, puterea, energia și tenacitatea de a învăța, de a lua note mari și în cele din urmă a confirma aceste note prin rezultatele deosebite de la capacitate și bacalaureat. Ce pot să vă spun este că voi trebuie să fiți de fiecare dată ambasadorii Iașului, să nu uitați niciodată școala și orașul care v-a format, familia care v-a crescut și îndrumat și, de ce nu, toți cei care au reușit să se apropie alături de voi împreună cu profesorii voștri, cu cei care v-au stat de fiecare dată ca buni prieteni. Voi reprezentați viitorul acestei țări, iar educația va fi cea care va rămâne pentru voi principala armă cu care veți cuceri lumea. Vă felicit pe toți. E o competiție care merită urmată în continuare, fără subiectivism, fără partipriuri, doar din dorința de a face performanță. Pe toți vă felicit, și cu cei cu foarte mulți elevi premiați și cu cei cu un singur elev premiați. La fel sunteți de valoroși și asta înseamnă că urmăriți performanța în școala, în școlile domniilor voastre și meritați toată stima noastră. Dragi elevi de cariști, stimate domnule primar, stimați părinți, dragi colegi inspectori, directori, profesori, întâlnirea noastră de astăzi stă sub semnul notei 10. Aici, la Iași, devine aproape o obișnuință să ne întâlnim sub semnul notei 10, căci o facem an de an în momentul în care, împreună cu Primăria Municipiului Iași, organizăm Gala Excelenței în Educație. 32 de medii la evaluarea națională, cei 42 de decariști premiați astăzi de Inspectoratul Școlar împreună cu Primăria Municipiului Iași. Vă mulțumim, domnule primar, și vă felicităm încă o dată pe toți cei prezenți aici. Cum te simți după această premiere? Sunt foarte bucuros de rezultatele obținute și sper să se întâmple așa și în perioada liceului. Cum ai reușit să obții astfel de rezultate? Am lucrat în continuu la limba română și la matematică pe timpul acestui an și, în general, mi-am dorit foarte mult să particip la această premiere, mai ales având în vedere că am avut media 10 și pe cei 4 ani. Felicitări! Spune-mi, te rog, ce planuri de viitor ai? Voi continua la Mate Info la Colegiul Național Iași, pentru că doresc să am o carieră pe partea de științe, probabil cercetător sau chiar profesor universitar. Dumneavoastră, ca părinte, ca mamă, în spatele acestui rezultat se află eforturile dumneavoastră de ani de zile până în prezent. Ce sentimente vă încearcă în aceste momente? Noi, familia lui, l-am susținut necondiționat și iată că după 8 ani de muncă au venit și cele 3 minute de glorie. Suntem foarte fericiți, bineînțeles, pentru rezultatul lui.